Salutare, fraților! Acum vreau să vă arăt... înainte v-am arătat o colecție de Lego Ninjago și acum vreau să vă arăt o colecție de stickers cu formă. Uitați, primul sticker este unul verde din nu știu ce țară e, pentru că nu au ce pe la steaguri. Bine, știu și eu câteva, dar nu chiar nici. Vă zic doar pe care le știu. Nici ăsta nu știu, l-am ars în viața mea, steagul ăsta. E destul de mișto ăsta cu mingea pe cap. Aceasta, asta este cea mai grea de găsit, cupa. Acesta este unul cu brânză pe cap sau ceva de gen, uitați. Nu știu nici din ce țară e asta. Uitați, acesta este unul român. Uitați, țara. Asta e unul cu creastă, nu știu... Cred că s-ar putea să fie Rusia sau... Nu e Rusia. Nu știu. Pentru că n-am învățat, că sunt de bea în clasa a doua și n-am învățat steagurile. Acesta este tot unul cu creastă și pe spate țara lui și e din Turcia. Nu se vede. Acesta tot așa, nu știu. Nu știu din ce țară e. Mi l-a dat un fiind al meu. Acesta este un cu coarne, nu înțeleg prea bine, și vrea să reprezinte acesta. Da, nu prea să bine părul, pentru că de m-am trezit, cred că e 8, jumate. Așa, ăsta e chiar, nu știu, de jur că nu știu ce țară e asta, frate, ce țară e mă asta. Nu știu, dar asta e destul de mișto. Uitați, are mingea în spate, ca și când arunca-o, de la corner. Asta este unul dintre preferații mei. Îmi place chiar foarte mult, e din Germania. Măcar atât să știu și România, Germania și Turcia. Restul nu cred că le mai știu. Și asta cred că a fost primul meu. Uitați, un albastru. Asta a fost al treilea meu sticky, îmi place frizura lui, părul lui. Și ăsta e foarte mișto, e din Italia. Și să vă luați și voi stickers. Bine, nu vi luați, vi câștigați, dar nu mai sunt acum, sunt cu niște extraterestri sau ceva din gen. Asta e tot unul din Germania. Acesta mi l-a dat verișoara mea, adică jumate din ei mi-a dat verișoara mea. Acesta nu știu din ce țară e, dacă știți voi. Acesta este primul meu stickies, nu prea se mai vede țara, nici nu mai văd bine țara. Și acesta este, nu știu cine, ce ar vrea să fie ăsta, arbitru sau ceva de genul, nu știu. Așa, păi cam atât cu colecția asta și vreau să-mi puneți în comentarii, pentru că v-am zis de canalul de gaming, vreau să-mi spuneți în comentarii ce jocuri v-ar plăcea vouă să fac eu pe canal. Am deja GTA 5, am WWE 2K16, dacă vreți știu eu ce... GTA 6, demo sau Five Nights at Freddy, chestii de astea, să nu mă puneți decât jocuri de groază, deci le urăsc. Adică îmi place să mă uit, dar deci dacă mă joc, știți, aveți așa o senzație, adică când ți apare un monstru de ăla sau, mă rog, știi, ai senzația de te sperii, de frate, nu mai poți. Deci, nu vreau chiar deloc să nu fac niciun joc de groază, sau decât dacă de groază, Five Nights at Freddy. At Freddy, sau nu știu cum se pronunță. Și, cred că vreau să fac și provocări nebune, dar mă mai gândesc, pentru că nu prea sunt eu cu provocările astea. Și să nu-mi dați prea grele, dacă o să am de gând să fac.
Pentru că nu sunt eu genul chestii în astea, să strig, de exemplu, la balcon că sunt un nebun sau ceva de genul. De asta, pentru ele nu-mi plac. Da. Am aici să vă arăt și niște TikTok-uri. Sunt foarte noi, cu ananas și nucă de cocos. Sunt unele și cu portocale, și cu fructe, cu mere verzi și mere roșii, și sunt mai multe. Vă aștept să-mi spuneți în comentarii ce jocuri vreți să fac, dar până atunci ne vom vedea data viitoare.